Spania și Franța se reîntorc în carantină după ce au fost lovite de valul 2 al pandemiei. Astfel, Spania a înregistrat o creștere cu peste 13.300 cazurilor noi de infecții cu SARS-CoV-2, la un total de 921.374, iar Catalonia se pregătește să închidă barurile și restaurantele pentru o perioadă de 15 zile pentru a preveni contagiunea. În Franța, autoritățile au raportat 30.621 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore, în urcare de la nivelul de 22.591, transmite Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat miercuri introducerea de restricții de circulație pe timpul nopții în Paris și alte 8 orașe mari unde se înregistrează cele mai multe cazuri de COVID-19.